Astăzi a avut loc ședința Colegiului Prefectural din cadrul Prefecturii Mehedinți. Pe ordinea de zi au fost prezentate trei materiale de interes, printre care și situația recenzării la nivelul județului nostru. În cadrul ședinții de astăzi a Colegiului Prefectural al județului Mehedinți au fost abordate teme de interes major. Avem trei puncte și un punct cu diverse. La punctul 1, discutăm despre ponderea și locul județului Mehedinți în economia națională în anul 2020. Nu este o greșeală, în anul 2020, pentru că pentru anul 2021 datele sunt în procesare. Ne va prezenta doamna directora Direcția Județeană de Statistică, doamna Gabi Filip. La punctul 2, informarea și conștientizarea cetățenilor români aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor legale. Prezintă domnul director al Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți, domnul Nicea Mergeani. La punctul 3 o să ne prezinte reprezentantul filialei teritoriale de îmbunătățiri funciare, stadiul lucrărilor de investiții, precum și a lucrărilor de reparații și întreținere la sistemele de irigații. Domnul Zgârcea Cornel, domnul șef serviciu. Situația recenzării este unul dintre materialele prezentate. Luni 14 martie 2022 a debutat autorecenzarea, prima etapă de colectare a datelor de la populație pentru recensământul populației și locuințelor. Întregul proces este complet digitalizat și a fost introdusă și o etapă de autorecenzare, care se desfășoară până pe 15 mai, urmând ca apoi să aibă loc intrarea recenzorilor în teren, la acele adrese unde nu s-a făcut autorecenzarea. Nu este foarte onorabilă poziția pe care ne aflăm noi. Rugămintea mea este ca dumneavoastră împreună cu colegii dumneavoastră, fiind utilizatori de calculatoare, majoritatea dintre dumneavoastră, să vă recenzați. Termenul este într-adevăr până la 15 mai 2022, dar este foarte importantă această etapă. În cazul în care nu reușiți ca dumneavoastră singur să vă autorecenzați, la nivelul județului Mehedinți au fost repartizate locații unde se găsește câte un recenzor de autorecenzare asistat. Aceștia sunt la Teatru, la Casa Tineretului, Generală 11, Generală 15, la Grădinița de la Schela, 7 locații. Da, la JOFM, la ITM, parcă. În caz că nu reușiți, mergeți la dumnealor și rugați-i să vă asiste pentru efectuarea acestei autorecenzări. Astfel, după 11 zile, se pare că Mehedințiul se află la coada clasamentului, fiind pe penultimul loc. Doar trebuie să intrați pe Recensământ România, vă dați adresa CNP-ul dumneavoastră și ai membrilor gospodăriei dumneavoastră, după care așteptați să vină linkul pe care dumneavoastră va trebui să-l completați. După completarea linkurilor cu informații despre persoanele dumneavoastră, da, v-ați da finalizare pe chestionar și la o perioadă de 7 zile veți primi dovada că v-ați autorecenzat, dovada ce va putea fi folosită de către dumneavoastră pentru o zi liberă. Din nou, revin cu rugămintea de a-i ruga și pe colegii dumneavoastră să facă același lucru. Să fim și noi un pic mai sus. Deci, în clipa de față, avem doar 12.032 de persoane autorecenzate. Pentru prima dată în istoria recensămintelor, Institutul Național de Statistică a decis ca recensământul populației și locuințelor să aibă loc doar digital, fără celebrele formulare pe hârtii. O primă etapă, cea a autorecenzării, a început pe 14 martie, când românii pot completa online formularele și vor primi o zi liberă de la serviciu. Este o premieră de care pot profita. Conform legii, toți românii au contract de muncă, indiferent că sunt la stat sau la privat, și care aleg să se autorecenzeze în perioada 14 martie-15 mai.